Prieteni, vă salut! Astăzi suntem în 6-7 septembrie. Suntem în locația unde am avut toată vara nucleile pentru împerechere. În locația dată, în principiu, am strâns deja tot nucleii. Ieri am mai desfăcut vreo câțiva, că cablurile stau să le curăț albina de propolis, de ceară. Dacă vedeți, avem încă câțiva avem care stau în mini plusuri, câte 4, dar după ce o să terminăm toată lucrarea cu nucleile, o să le mutăm, o să-i facem toți așa pe două magazine, pe două magazine ramele o să fie puse cum stau într-un stup orizontal. Și cam așa o să-i băgăm pe toți în iarnă. Care-i scopul la filmarea dată? Vreau să spun un mulțumesc mare la toți acei apicultori, la toți colegii care și în acest an au avut încredere în noi și în materialul nostru și au procurat de la noi regini, au procurat la noi roiuri sau familii de albini. Le spunem mulțumesc. Desigur, pentru noi este de mare ajutor atunci când ceea ce producem aici sau ce încercăm noi să facem la noi în țară să rămâi aici. Mai mulți din dumneavoastră știți că avem și posibilitatea de a vinde în străinătate materialul care o producem, dar de ultimii 2 ani scopul nostru este ca cât mai mult material să rămâie la noi în țară. Pe calea asta le spun și un mulțumesc mare și la colegii din România, că avem mulți cu care colaborăm. În principiu, în anul ăsta ne-am stăruit să onorăm practic toate comenzile pe partea de regine F1, F0 sau reginele înseminate. Avem anumite restanțe din cauza că am avut niște probleme tehnice la aparat și din cauza asta n-am putut să producem numărul care ni l-am propus de regine. Sperăm în sezonul 24, dacă vom fi sănătoși, să facem... să organizăm partea asta din seminare și mai bine. O rugăminte mare este ca cei care au procurat de la noi regini, încă așteptăm să vii cu un feedback, că vin în comentarii sau îmi scriu nou în privat, că e pozitiv, că e negativ. Noi avem nevoie din cauza că în baza la ceea ce vedem noi în stupinile noastre sau ce selectăm noi, un rol important joacă și ceea ce spun cei care folosesc materialul nostru. Sigur că e foarte bine ca în comentarii să ne lăsați și linia care ați procurat-o. Cam toate cuștile care au fost vândute cu regine au fost marcate cu... sau au fost scrise și linia de unde provine matca din cușcă. Cam până aici, cred că azi și marți o să terminăm de strâns toți nucleii. O să mai avem câteva regini, dacă cineva mai au nevoie și n-au reușit să schimbe, o să mai fie regini care o să le putem da. Ce e legat de sezonul următor sau comenzile pentru anul 24, cred că o să le începem a primi din luna noiembrie. O să venim tot cu un anunț, până când nu primim comenzile, că se scapă foarte multe. Atunci când o să terminăm sezonul, când o să ne facem deja și graficul de lucru pentru sezonul 24, atunci vom începe să preluăm și comenzile. Cam asta, încă o dată vă mulțumesc. Sperăm foarte mult ca să putem avea o colaborare și mai departe, cât mai strânsă pe partea asta de material genetic. Iar până atunci vă doresc la toți pace și sănătate.